10 echipe din zona Moldovei au participat la faza pe Euroregiunea Ro 1 Junioare 4. Competiția a fost organizată în perioada 29-31 martie de Asociația Județeană de Handbal Bacău și s-a desfășurat sub formă de campionat cu grupe la Buhuș și Bacău. LPS Suceava a câștigat toate cele 4 meciuri disputate în faza grupelor: 26-24 cu CSJ Bacău, 25-21 cu Preventis Iași, 35-20 cu OK Sport Onești și 31-16 cu Star Huș. Echipa antrenată de Iulian Dugan și Florin Ciubotariu s-a clasat în final pe locul 1, după ce a învins în finală CSO Buhuș cu 27-24. LPS Suceava a mizat în turneul de la Bacău pe următoarele jucătoare: Țurcă Teodora, Foca Lavinia, Codranu Andreea, Săvinescu Lavinia, Ignătescu Andra Maria, Roman Alisia, Busuioc Maia, Lazarovici Andreea, Ieremciuc Roberta, Onica Sofia, Păduche Georgiana, Râșca Ariana, Popescu Amalia, Ailene Iulia și Petruneac Alexia. La turneul semifinal, LPS Suceava va fi în grupă cu LPS Brăila, OK Sport Onești și Chir Constanța. Primele două clasate se vor califica la turneul final.